dacă îmi spui că e un om acolo, du-te! Salut, eu sunt Ciobi Șmecher. Era gol, cum să bei apă? Dar să nu ai apă, că e gol! What the fuck, boy? Bagamaș, el e Martin. Și azi o să ne uităm la cei mai norocoși oameni din lumea asta, da? Împreună, noi. Da. Martinică, oricât afacele, stivadă lumea. Azi, eu cu Martinică ne uităm aici. Ne uităm la cei mai norocoși. Ești pregătit? Stai că-mi șoptești ceva la urechi. Cum adică, mă? Ia vezi treaba asta, bagamaș gura. Nu pot să vă spun ce mi-a spus Martinică, că mi-e rușine, vorbește foarte urât. Hai să vedem cei mai norocoși oameni din lume, dar nu înainte, apasă pe butonul de subscribe. De ce? Pentru că poți și vrei, dacă mă iubești vrei. Dar nu apasă simplu, apasă clopoțelul. Apasă clopoțelul să facă așa. Hai să-i dăm drum. 20 de oameni norocoși care au fost prinși pe cameră. Bun, au căzut pietre. Dacă cade clădirea, să moară. Accelerează, accelerează, accelerează. Mamă, cum să cadă clădirea, ești nebun? Uite, ăsta da. Cum să ai skill-urile astea să sari? Mă, vorbea și la telefon, fii atent, ia. N-ai treabă cu el. Da, alu, alu, da. Apoi uite că am sărit peste o motocicletă, da. A, și ce ai făcut din mâncare de seară? Aha. Cartofi cu număr aici? Da, da. Foarte bine. Du-te, mă. Mă. What the fuck? Cum să faci front flip în timp ce motocicleta ta se izbește de o mașină și tu să ajungi pe capota mașinii? Îți dai seama cum reacționa șoferul dinăuntru când a văzut că ăla e sus deasupra pe plafon și n-are nimic? Ăsta da noroc, ăsta da noroc. Și eu zic că eram într-o zi așa și mă plimbam cu motocicleta și era o mașină în fața mea și am zis să o duc, dar nu mă lăsa fraierul, așa că m-am izbit în spatele lui și am făcut front flip și am ajuns direct pe capot. Se gândea de mic să facă chestii, el e Gigel, Gigel care face front flip-uri. Hai că mai intri în apă lângă balenii dacă e. Ah, uite o creangă, da. Uite o creangă. You may want to watch and pay attention. Come on. Mamă. Nu, nu. Ești nebun! Conducea liniștit omul, dar uite cât de mic e copilul cel. Cât de mic era și a trecut strada și a măsat după el. Ai, că te prinde dacă e. Uite un copil de piteorată, nu? Nu. Același copilul nesupravegheat, băgamaș. Ăsta îl știu. Mamă, trece autobuzul lângă el, ia. O leacă dacă îi dea mâna, bam! Mamă, ești nebun. Dar cât curaj să ai de not printre rechinii aia. Și uite, unul da să-l moști și el n-a ce treabă. O tras piciorul. Un rechin. Ăsta cine? Un rechin. Foarte frumoasă demolarea. Probabil îi dă o cupă în cap sau ceva genul ăsta. Oh my God. Du-te, baga. Mă. Mă. Mă, totuși la distanța asta, dai seama cu câtă viteză a fost aruncată piatra aia, dacă nu era pe unul în frunte aici și partea aia la altă piatra, ești nebun. Mama, asta înseamnă să fii norocos, adevărul că trebuie să fii prea norocos ca să... Mamă, să vezi că rechinul ăla mușcă din cușcă, a intrat înăuntru? Oh my God. Dacă îmi spui că e un om acolo, să răni rechinul. Du-te! Ești nebun! Că era un om înăuntru, era un om, am zis că... Mamă, dar și era și înainte rechinul, îți dai seama că l-a înțăpat sau i-a făcut ceva, ești nebun? Câteodată în viață te gândești în felul următor. Te gândești că se întâmplă lucruri rele, dar gândește că lucruri bune se întâmplă și prin câte primești de fi putut să treci dacă nu aveai norocul ăsta sau... Îți dă puțin de gândit așa, gândește că oamenii ăștia au scăpat cu viața. Te mai gândești la lucrurile bune? Nu te gândești, te gândești la rele întâmplate, dar uite. Bun, eu am fost Ciobi și sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe și ne vedem în clipul următor. Cam atât, v-am